Structura anului școlar 2020-2021 a fost modificată, iar semestrul al doilea se termină la alte date decât cele stabilite inițial. Primii elevi care intră în vacanță vor fi cei din clasele a 12-a, respectiv a 13-a, pentru care se încheie cursurile pe 4 iunie. La finalul lunii martie, Ministerul Educației a modificat structura anului școlar 2020-2021. A fost introdusă vacanța din aprilie și a fost redus numărul de săptămâni de cursuri, după cei din clasele a 12-a și a 13-a, următorii care vor lua vacanță vor fi cei de clasa a 8-a, urmați de copiii de grădiniță și de elevii din celelalte clase de școală generală și liceu. Potrivit ordinului Ministrului Educației numărul 3558 din 29 martie 2021, prin care a fost modificată structura anului școlar 2020-2021, a fost introdusă vacanța din aprilie și a fost redus numărul de săptămâni de cursuri de la 34 la 33 de săptămâni pentru toți elevii și de la 37 la 36 de săptămâni pentru cei din învățământul profesional și tehnic. Semestrul al doilea se termină la alte date decât cele stabilite inițial în structura anului școlar. Elevii care vor lua primii vacanță sunt elevii din clasele a 12-a și clasele a 13-a, seral și frecvență redusă, pentru că urmează proba de bacalaureat, probele scrise, deci vor lua vacanță vineri, 4 iunie 2021, iar ultimii care vor lua vacanță sunt cei de la calificare asistent medical generalist, care au o durată a cursurilor de 42 de săptămâni, adică pe 27 august 2021. Durata studiilor pentru anii terminali din învățământul post-liceal pentru toate calificările profesionale este cu excepție de 36 de săptămâni, care se încheie în acest an pe 16 iulie. Excepția este învățământul post-liceal cu durata de 3 ani, calificarea asistent medical generalist, unde cursurile sunt prevăzute în planuri cu o durată de 42 de săptămâni, care se încheie pe 27 august.